cântă populară, dar povestește ea ce face, mă înțelegi? Și cum s-a întâmplat ceva spectaculos în viața ei acum ceva vreme când era învierea? Dar în același timp și ce a mai făcut în ultima vreme? Doamnelor și domnilor, Iuliana Tudor. Lupul Redic se deștepte să o facă pe aia lui de picioare, știi? Că... Fac bine. Nu știu cum face el, are o tehnică de aia, fac, fac, că l-am văzut cu două zile și face așa. Așa, 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 e, ești pe acolo, ești pe acolo. Ce vorbești? Doamnelor, domnilor, un talent necunoscut, mai bine rămâne acolo. Da, bine ai venit. Bine te-am găsit. A. Să știi că mă așteptam totuși să fii în ținută populară. Și eu? Cu un clop, eventual. Da, cum? Da, clop, asta e. Bă, cu clop n-am fost până acum, în rest, în ie m-am mai prezentat. Păi vezi, n-ai ajuns la o dată în viață, de atâția ani te-am rugat și n-ai reușit să vii. Păi, s-a terminat și emisiunea și n-ai ajuns. Da, de ce n-am mai? Pentru că era în direct. Tu aveai, da, era în direct vinerea și aveai și, și tu aveam emisie, și eu direct vinerea. Atunci, da, domne, dar o dată în viață nu puteai da, să registrezi. Da, dai seama, spuneam la patronul acolo că vreau să mă duc la emisiune la concurență, îți dai seama. Dădea de-o în coadă, de bucurie. Unde te duci? La concurență. Și ce vrei să faci? Să apar. Bravo, băiatul, da, așa, da. Că de la concurență au fost Mihai Morar, Buzdugan, dar n-aveau la aceeași oră cu mine. Alexandra Stoicescu, toți au fost. Da? Da. Așa că nu e un argument. Dar nu era la ora aia. Da, e adevărat. Păi vezi, gata. Mă întoarce aici că știm cum stau lucrurile. Bine, ai venit. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă revăd și înțeleg că e extins așa un pic formatul. Da, 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 aici n-am extins, avem acolo colți pentru Oana aici la bucătărie. A luat și frigider, bă, băiatule, wow, avem perfect, un frigider, perfect. Nici nu zice, e așa de frumos, dar vine să-l iau acasă de când în când. Deci să mai acum pun ne punem ceva. Sucul, apa la... și avem, sau luăm... Mâncarea, mă, mâncarea. La ce te-ai gândit? Apă. Mâncarea. Apă plată. Așa. Nu știu de ce face Iuliana asta tot timpul, mâncare cu coniac, cu vin, ciufi și chestia. La bucătărie? La bucătărie foarte rar. Recunosc că, uite, în perioada Paștelui, de Paște fac asta cu mama. Ce? În general, cam tot ceea ce există pe fiecare masă în România. De la Pască, drobul de miel, ciorba de miel, nu te dai. Borșul, de fapt, că asta este așa. Dar nu, singură nu, iese haos, nu mai mâncăm nimic de Paște. Da? Am înțeles. Păi ce să fac dacă mai mult cu microfonul și prin platou? N-am avut când. Știi ce? Un platouaș, dar un platouaș de televiziune, nu de altceva. Exact. Da, dar știi cum e mai frumos când faci în comun cu toată familia, când primești doar ordinul și l-ai executat. Ce frumos te zice? Apropo, cum o ascult și zic, exact. Da, bă, frate, normal. Și așa am scăpat și zic, vai, dar eu am făcut, cum? Dar mi-a zis mama ce să fac. Bravo, să nu asculte ea pe mama, nu? Foarte bine. Nu exagerez, să știi că, uite, Pască chiar știu să fac și e o rețeta familiei de foarte mult timp. De la soacra mea avem rețeta asta și de aia chiar mă ocup și iese, culmea. Doamnelor și domnilor, deci nu mai jucăm acum, spune adevărul. Hai să vorbim puțin despre... Avem câteva imagini foarte frumoase în legătură cu... După cum se știe, Crucea Roșie este reprezentată de Iuliana. Am foarte multe demersuri publice, după cum știți foarte bine. A făcut niște lucruri foarte, foarte interesante și eficiente și lăudabile, să vorbim despre ele. După care o să vorbim și despre Noaptea de Înviere într-un fel. O să vedeți. Deci... Ce ai făcut la Crucea Roșie? Uite, avem aici imagini. A fost o ediție specială a emisiunii Referendum de pe TVR1, în care am realizat, practic, un program dedicat, un program de susținere a campaniei Crucii Roșii Române Umanitatea nu are granițe. Având în vedere situația de la granița cu Ucraina, Crucea Roșie a fost prima, printre primele organizații care a acționat acolo, continuă să o facă și vezi, în perioada de atunci și până la Teledon, au semnat foarte multe acțiuni, foarte multe activități pe care Crucea Roșie le-a realizat. Dincolo de asta însă, strângerea de fonduri din seara aceea, anunțul pe care l-am făcut în privința donațiilor, reprezintă o sumă impresionantă și profit și acum de, de această întâlnire publică să mulțumesc mediului de afaceri, pentru că vorbim de mari companii care s-au alăturat Crucii Roșii în această campanie și au făcut donații impresionante. Trebuie să menționez că ele au fost realizate în perioada premergătoare Teledonului, așa se face, pentru că nu putem anunța sume care absolut să nu aibă acoperire contractuală și de aceea, după acea seară, peste 4 milioane de euro
4 milioane, felicitări. Este o sumă impresionantă. Sigur. Și asta înseamnă deja, pentru cum un teledonic chiar o sumă frumoasă. E un fond consistent pentru ceea ce își dorește Crucea Roșie să realizeze pe viitor. Spunea foarte bine domnul director general Ioan Silviu Lefter, și dacă s-ar opri războiul mâine, oamenii care au rămas acolo în Ucraina au nevoie în continuare de ajutor. Eu cred că durerea va începe după când trebuie să reconstruiești tot. Tocmai. Vieți distruse, oameni care trebuie să se întoarcă acolo. E o țară care va trebui reconstruită. Da. Și de aceea a fost într-adevăr impresionant ce s-a întâmplat, ca reacție din partea mediului de afaceri. Cifrele exacte și tot ceea ce s-a întâmplat ca strângere de fonduri vor fi comunicate mâine, în mod oficial, printr-o conferință de presă organizată de Crucea Roșie Română. Trebuie să mai spun faptul că au existat oameni care spun Crucea Roșie se ocupă doar de asta, avem și noi problemele noastre. Subliniez foarte important faptul că acolo toate proiectele care vizează persoanele vulnerabile din România nu s-au oprit. Echipa Crucii Roșii, toate filialele din toată țara, voluntarii, își continuă activitatea pentru oamenii de aici, de la bătrâni, copii, mă refer la centrele EGAL, Caravana de Bine, iar un proiect pentru sănătatea oamenilor în mediul rural, se continuă. Tocmai s-au întors de la Ialomița, continuă să meargă tocmai pentru a le fi alături. De aceea, lucrurile sunt împărțite acum. Trebuie să vă spun că e un efort uriaș pe care îl fac voluntarii și personalul angajat în această perioadă, tocmai pentru a acoperi tot ceea ce vine ca informații și ca necesitate din Ucraina, dar și de la refugiații aflați pe teritoriul României, pentru că sunt două direcții, practic, de ajutor, de sprijin. Foarte tare, doamnelor și domnilor, prin urmare, 4 milioane adunate, cazurile sunt... un șir, sunt practic, formează un șir nesfârșit. Sunt convins că, mai ales că e vorba despre o instituție de prestigiul Crucii Roșii, lucrurile vor fi în regulă. Cam mai văzut cazuri, din păcate, când au dispărut banii. Aici nu se pune problema, pentru că avem de-a face cu un brand internațional de facere a binelui. Trebuie să spun că avem deja experiența pandemiei, unde la fel, în urma unei strângeri de fonduri, au fost adunate peste 7 milioane de euro atunci și la fel, raportul a fost extrem de transparent până la ultimul leu. Așa se face. Cine vrea să facă bine, așa face. Sigur. Asta se întâmplă și mâine în cadrul conferinței de presă organizate de Crucea Roșie, tocmai pentru a ști exact care e destinația acestor bani. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, prin urmare, când e de bine, să lăudăm că se face bine, că e mai bine să lăudăm când facem bine, că atunci când e rău, apare toată lumea. Imediat vorbește ăla. Dar la bine, să ne înghesuim și la bine, nu numai la rău, da? Că ar trebui să mai fie și știri de bine, zic, nu? Întotdeauna trebuie să fie loc pentru acum asta. Acum se întâmplă ceva rău, pac, se adună cam muștele toți, după care când se facem bine, să spunem, da, doamnelor, se face bine. Că de-aia am făcut și noi strângerea de fonduri cu SMS-ul pe care vi l-am dat pentru Ucraina, ca să facem bine. Așa cum spui, cred că nu are importanță până la urmă nici cine face sau de ce face, ci că se face. Și faptul că oamenii aceia, noi nu am trecut printr-un război, noi nu știm ce înseamnă asta. Ferească Dumnezeu. Nu știm ce înseamnă să mergi cu mașina și spun asta din istoriile venite la Crucea Roșie și copilul din spatele tău să primească două gloanțe. Nu ne putem imagina ce înseamnă asta. Da. Și atunci cred că, vezi, ca oameni, în primul rând, trebuie să ajutăm oameni. Acesta este și motto-ul campaniei. Oamenii ajută oameni. Nu mai contează nimic altceva. Să zicem că asta e povestea care te-a impresionat cel mai mult, apropo de mama care mergea și copilul împușcat în spate? Sunt foarte multe, vezi. Am stat de vorbă și cu colegii mei, jurnaliști, care au fost acolo, în Ucraina, trimiși de Televiziunea Română, Alina Grigore și Alex Costache, și istoriile lor să merg în tal. Alex a fost într-un spital în care copiii erau amputați, în care părinții erau devastați. Adică imagini pe care m-am pus în locul lor. Oare ai putea să le duci la nivelul conștiinței pentru toată viața ta să vezi asta, să relatezi despre asta, să fii acolo, în mijlocul evenimentelor? Oare ne mai vine după aceea să criticăm sau să arătăm cu degetul sau să aruncăm cu piatra? Eu cred că nu. Oare? Și îndrăznesc doar să spun că ceea ce face Crucea Roșie și ceea ce fac toate ONG-urile, subliniez, e un demers comun. Aici, până la urmă, cauza e una comună. Ajutăm niște oameni. Merită toată admirația voluntarii tuturor ONG-urilor din România. Patriarhia Română, la fel, a fost prezentă. Primii pe care i-am văzut au fost preoții acolo. Vedeți, în perioada asta s-a spus că s-a spălat cumva imaginea României. Eu aș spune că e despre noi cei adevărați. Noi așa suntem. Absolut. Românii așa sunt. Și mă bucur că în perioada asta, cred eu că am făcut
mult bine pentru niște oameni. Și știi, creștinește se spune că se spală mult rău prin binele ăsta. Așa cum ai zis și tu, important e să-l facem. E adevărat. Doamnelor și domnilor, binele se face. Uite, Iuliana, gândindu-se la aceste povești absolut cutremurătoare de viață, a lăcrimat. Important e să faci bine și să nu ceri nimic în schimb. Că altfel, după aceea, cădem, ca să ne amuzăm așa un pic, să cădem în celebra replica lui Neabahus, că trebuie să-i meargă fetei mele bine, că am dat bani la biserici. E, bine, cred că ar fi cazul să nu ne gândim așa, că Dumnezeu zice, bă, ăsta e părăboș, așa, matale ai dat atâta, săgeată în sus, matale săgeată în jos. Faceți voi bine și după aia vedeți cum o să fie viața, că toate lucrurile astea te schimb. Nu zic rău. Așa este. Da. Doamnelor și domnilor, felicitări pentru această campanie foarte frumoasă. Și campania continuă, trebuie să spun asta. E un SMS care stă la dispoziție, 8825, unde se pot face donații în continuare, fiecare cu ceea ce dorește. Perfect. Bun. Ce faci de sărbători? Ca de obicei acasă, încerc să păstrez pască. Ați reținut, face regula pasca asta, să nu am evenimente sau altceva care are legătură cu profesia, pentru că e un timp necesar pentru familie. Și Măi, ne place să ne adunăm. Ce grozav este. Da, dat interviu aici la noi la emisiune. Da. Da? Este un e un copil bun, așa îmi place să spun. E un copil ușor de educat, pentru că primește tot ceea ce-i ofer, e ca o sugativă și îmi place că și aplică. Știi cum e, nu intră pe aici și iese pe aici. Important. Și nu spun că-s mama lui, ci pentru că văd în el că, cum să spun, aplică în viața de zi cu zi cam ce-i ofer, în proporție de 80%, ceea ce e foarte bine. Foarte bine. Are și el, că l-am văzut, e cu minte, e sportiv, are și el o plăcere vinovată, un ceva la care nu rezist, azi e cu plăcere vinovată. Asta păi spune-mi tu, copil căruia nu-i place dulcele, ciocolata, bomboanele, prăjiturile, în orice formă ar fi zahărul. Și atunci asta a fost o luptă încă de mic să-i explic. Da, dar seamănă cu tine. E adevărat, e înalt, nu? Asta nu ține neapărat de greutate, ci de sănătate, că totuși creierașul lui, dacă îi dai zahăr zilnic, nu mai funcționează cum trebuie și nu se mai dezvoltă cum trebuie. Așa. Și am această grijă în legătură cu alimentația lui și cred că e important ca fiecare părinte să aibă grijă ce mănâncă. Da, și tu cred că ai grijă la alimentație, că de când te știu, cred că niciodată n-ai fost decât în acești parametri, nu? Acum, nu știu ce să zic, grijă sau un pic de disciplină. Cred că femeie trebuie să ai un pic de disciplină și atunci asta se vede. Dacă îți stabilești niște reguli de la care nu abdici decât, știu eu, odată la nu știu cât, lucrurile n-au cum să se schimbe chiar așa. Da. Hai că știi și tu, că tot cu disciplină. Știu, da, parcă în ultima vreme, dacă tot am fost cu Tudor, al meu. A, de ai strâns acou, așa, stai puțin. L-am strâns așa un pic la munte, după ce vii de pe pârtie, era mâncărica mai bună și se dădea el pe pârtie, el se dădea pe pârtie și noi mâncam. Adică eu, că Oana știți foarte bine că n-am nicio problemă. Disciplină. Atât. Ia zi-mă, Morise, să facem și noi un schimb. Prezint și eu într-o săptămână vedetă populară și o rog și pe ea să prezinte 5 zile de 3 ore și după aia vezi tu disciplina. Da? Bun, gata, facem schimbul. Lăsați. Vedeate-aș cu domnul Leșe în jur. Te rog. Păi să știi că a fost cu domnul Leșe aici în emisiune. Zi tu de nu ne-am înțeles noi cu domnul Leșe. Stai puțin că aici nu juriza. Stai puțin. Stai, dragă, dar am avut niște invitați la care crezi tu că nu știu eu cum să iau capul ou toate marile doamne din arta românească? N-ai treabă. Sunt convinsă că trebuie scurci. De ce mă iubea pe mine doamna Tamara? Că știam cum să pun problema. Nu, acum glumesc. Domnul Leșe este și are rolul lui acolo foarte bine stabilit. Dar e pretențios. Și... nu-i normal exact să fii pretențios pe lumea asta? E o formă de exigență. Bun, exact. Acum e momentul să-mi spui o amintire... paranteză, acea amintire închisă, paranteza care te leagă de noaptea de înviere. Știu ce vrei să spun. Păi de asta am spus și acea amintire, ca să nu ne încurcăm prea mult în detalii. Nu, exact. În urmă cu 26, cred că, de ani. 26 de ani. Nu vine să cred acum că rostesc. Pare așa o istorie de o viață. Tare. Da, 26 de ani, noaptea de înviere. Unde erai? La București? Sau? La slujbă, nu, la noi, la Băicoi. Era vecinul meu. Nu știam lucrul ăsta. Dar nu vă știați dacă era vecinul? Nu, deloc. Stătea într-o altă zonă a cartierului în care locuiesc. Fiind și mai mare un pic decât vârstă, eram alte generații, nu ne-am intersectat. Cu cât mai mare? 8 ani. Și atunci m-am uitat, mi-a plăcut. Ce rămâne de făcut?
Am zis, bună, cât e ceasul? Mi-a arătat dita-i ceasul pe perete, am mai povestit asta și așa a început. Doamnelor și domnilor, și-au trecut 26 de ani. Bravo, mulțumesc. Acum sărbătoriți, că voi sărbătoriți de fiecare dată în altă exact, zi, nu? Exact. E singura relație care se sărbătorește în noaptea de înviere, care nu e în aceeași zi, după cum se știe, știi? Așa fiecare este. Om are și el o zi, aia. Așa, aia, aia, așa. Da. Foarte frumos. Deci, doamnelor și domnilor, e foarte important din când în când să știți nu cât, ci unde e ceasul. Că asta e foarte, foarte important. Bravo. Deci, practic, veniți din același oraș. După aceea... Am venit la București, eu fiind studentă, și s-a mutat și el. Și atunci ne-am mutat împreună. Am stat vreo 4 ani, cred că a fost relația. Apoi am oficializat-o, ca să zic așa, nuntă, cununie, tot ce trebuie. Și am rămas aici. Iar la 33 de ani ai mei a venit Tudor. Cam târziu, dar bine ce că a venit târziu? Și atunci. Nu te supăra pe mine. Pentru mine a fost târziu, gândesc asta acum. Mi-aș fi dorit să fie mai devreme, poate din perspectiva felului meu de a fi. Poate că fiind acum, foarte în perioada maturității, ești foarte responsabilă. Păi nu mai ai bine? Inconștiența aia. Dar de la început. Nu-i mai bine în creșterea copilului să fii mai responsabilă? Nu știu ce să zic. Copilării se amândoi, face unul o boacă, ne face și celălalt. Da, dar trebuie să fii și unul matur în povestea asta. Câteodată momente în care să spun gata, las și controlul deoparte și să facem o nebunie, știi? Nu-mi vine, mi-e foarte greu să fac lucrul ăsta. Depinde unde te duce nebunia aia. Nu știu, eu sunt de partea cealaltă. Mai bine că la mine a venit și la Oana la o vârstă, chiar după, la mine cel puțin, după 33 și parcă a fost mai bine așa, în sensul în care când ești tânăr mai faci și tâmpenii. De data asta nu repuspus mai pentru tine, faci tu tâmpenile, asta e. Da, dacă e copilul, trebuie să fie, repet, cam bancul ăla, râde în glumind, dar incintă, nu putem dar să... Dar vezi, cred că a venit, că de aia spun, noi judecăm, na, ca mici muritori. A venit într-un moment special, la 33 de ani, se spune că trebuie să faci, e vârsta cristică, trebuie să faci ceva important. Și faptul că a venit atunci, la 33 de ani, pentru mine asta a fost un semn. Și am și știut atunci că totul va fi bine și că el e menit să vină la noi. E foarte bine, doamnelor și domnilor, și spuneam pentru că mi-aduc aminte că într-o bună zi vorbeam cu Mădălin Voicu și Mădălin Voicu a fost săptămâna trecută și diferența între primul copil și cel mai recent, că la Mădălin nu știi niciodată, ca să zic așa, este de 40 și ceva de ani. Deci el s-a apucat de treabă și între ei, deci și ca să zic așa, să mă scuze doamna, n-a tăiat pe anglica cu Mădălin Voicu junior. Se apucase de treabă înainte și la un moment dat l-am întrebat și crezi că mai vine un copil și mi-a zis, aș vrea totuși să mă bucur de să-l văd mare. Și atunci Mădălin, sigur îl ajută Dumnezeu, un om în putere, un om sănătos, dar cu cât vine mai târziu copilul, cu atât mai puțin poți să te bucuri să-l vezi așezat la casa lui. Și într-adevăr, când ai spus 33, dar pe de altă parte e o vârstă a maturității. Fiecare vezi așa cum simte. Părinții noștri, domne, la 20 ceva de ani, ești alte fată timpuri, bătrân, timpuri, ferească Dumnezeu și măicuța Domnului că să mai așează lumea, nu? Și după aia. Da, asta e chiar după cum simte fiecare, cred. Da? Deci tu vrei mai devreme. Aș fi vrut un pic mai devreme, dar acum nu. Aș fi vrut să fie 2, aș fi vrut să fie 3, dar uite că nu s-a putut. Iar niciodată nu se știe ce se întâmplă. Niciodată să nu spui niciodată. Chiar așa, exact. Te pomenești. Exact. Te pomenești, adică tu să le spui acum dacă te hotărăști. Nu, Doamne ferește, gata, am închis acest subiect. Dar noi de unde să știi? Uite, dacă se întâmplă... Gabi Firea la 40 și ceva de ani ce cusura. Sigur, dacă se întâmplă asta este binevenit și mergem înainte. A, uite, Andreea Bănică, diferență de 10 ani între ei. Sau o surioară, sigur că da. Surioară. Ai văzut? Deci să poate, doamnelor și domnilor, să fie primit aici. Știi? Am 45 de ani acum medical. Puțin înainte. Lumea zice că se mai poate. Până pe la 48 sunt în regulă, deci încă. Da, da, doamnelor și domnilor, important e să fim sănătoși și, evident, când spunem toate lucrurile astea, cum a spus Iuliana, să nu uitați celebra vorba a lui Woody Allen. Dacă îl vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, povestește-i despre planurile tale. Absolut. Ia zi tu lui Dumnezeu că trebuia să faci mai repede. Ia vezi, ce zici? Pe asta am și zis, noi ne dăm cu părere așa ca monitorii. Da, cum? Și Dumnezeu se uită de sus și se ia uite-i și pe ăștia. Doamnelor și domnilor, o felicităm pe Iuliana pentru toate lucrurile pe care le face și le-a făcut. Mult succes la emisiune în continuare. Mulțumesc mult pentru că a venit cineva de juriu și știu că a început filmările, chestii, socoteli. O emisiune frumoasă. Mie mi se pare că este singura emisiune puternică din
din zona de artistică și de divertisment pe care o are televiziunea română, așa cum ne-a obișnuit televiziunea română, pentru că de 50 de ani televiziunea română a semnat fast producții mari și în afară, mulțumesc frumos, mulțumesc. Și în afară de Eurovision, care e o dată pe an, în rest, emisiunea ta e. Mult succes! Mulțumim frumos! Doamne ajută! Apropo, începem din 24 aprilie. Așa! Chiar de Paște! Să fie primit, doamnelor și domnilor, am uitat să vă spun, dacă ghiciți cine e în poza pe care am dat-o mai devreme, aveți o mașină de vidat. Opa! Cred că vă trebuie, doamnelor, gospodinelor. După câteva minute mai avem niște invitate absolut senzaționale. Stați cu noi! Cât-ți este gura, banii, banii, firar ei să fie zău, banii, banii, pentru ei muncești din greu, banii, banii, firar ei să fie...